pregătește usturoi cu super. Dar tu nu mănânci, dar miroase bine. Deci bine, dar nu mănânci. De mie nu-mi place. Deci trebuie să vă zic și voi. Mie nu-mi place de când eram mică. Super. Deci o să fac și eu pătrunzel, dacă tot n-am fost. Două firicele de pătrunzel. Da. Cu grijă, cu grijă, Alibina. Ce? Cu grijă. Ce? Da. Salutare, dragi prieteni! Suntem aici la vecinii noștri, la Albinuța, la Mădălina, la doamna Ileana, la toți vecinii noștri de aici. La toți vecinii. La toți vecinii noștri. O să ne mai mult, nu la un vecin. Da, da. Marița. Salutare, dragi prieteni! Vă salutăm, prieteni! Avem pe Albinuța aici, în acțiune. Ne pregătește biscuiți cu banane. Știi să ne faci biscuiți cu banane? Marițu. Nu știi. Și cum îmi servim? Alina? Da. Îmi pune aici. Așa? Ia mă de mănâncă, nu mai știu. A, să iau cu mâna. Asta să mănâncă cu mâna, dragi prieteni. Ia, Mariță. Mariță. Da. Apropie-te, stai și tu acolo. Lăs că eu de aici. O, zonat. Stai aici, piscăm, Mariță. Nuci. Stai aici, la noastră, ta mamă! Ia, ce bun e! Ia, hai să vedem! Trece aici, lângă domnul bucătar. Albina, să vede Crăciun că fac eu de ăștia. Vii la mine! Nu vreau să ne ajut deloc. Venim să te ajutăm. Cum am făcut și anul. Albinuța, noi facem cozonaj din ăsta de casă, de ale noastre, de sărămâni. Da. Sărămâni? Avem o rețetă de cozonaj. Îi facem acum de Crăciun, oricum să ne umbra cu sărbătorilor. Să mănâncă tot. Până la prieteni, sărbători fericite, Crăciun fericit. Luminița, ești tu, nu? Nu m-a dus la Crăciun acum. Păi suntem în pragul sărbătorilor, nu mai plecăm niciunde. O mai facem mâncăruri și rețete. Băi, da? O să ne facă Marița atâtea rețete știe de dulce. Știe să facă cozonaci. Pistoturi. Ia uite ce știu acum. Ce sunt ele, mai zi? Pistoturi. Pistoturi. Când e Marița? Ia spune, pistoturi. Pișcoturi. Pișcoturi, da. Așa se spune corect. Am răspuns pistoturi. Cozonacuri. Ce mai faci? Nu. Să vedem, nu știu, să tăiem rânze, a? Ce zici, domnul Dumitru, să facem să tăiem rânze de mâine și noi? Nu s-au fumat bine. Să încercăm să vedem dacă-s bune, să facem proba. Vii mâine la mine să facem una. Facem la mine, să văd la tine. O, la tine, la tine doar ce ne preparați. Dacă toți suntem aici. E seara, nu mănâncă, seara, seara, lasă mâine, așa, pe zi, să o facem părtăniță, să o facem... Mai făcui un, ce zic, pune-l în lapte.
cereale cu lapte și le-am pus să râmcârnați. Pus să râmcârnați și jungă la grătar, că nu s-a luminită. Am auzit că domnul Pat iese la dietă. Da. La dietă de carne. La dietă cu șuncă. Cu ce faci? Mănânci și zavate, mănânci și carne. Ce? Da, și șuncă. Ce înseamnă asta? Ce dietă asta? De toate, doamna Mândra. Mâncăm de toate ce gătim. E timp de iarnă. Ce? Nu știu. Nu se gătește varză iarnă. Stai rămas bună, Florine, ia scaunul. Nu se gătește varză. Varză cu carne. Și orez. Și orez. Și macaroni. Și mai ce? Pune românește, ce vă curând de azi dimineață? Pune. Poate ziua mâncăm, că stăm acasă. Da. Al bătrânul spune că de 10 ore am pus masa și tot spunem că nu mâncăm nimic. Domnul cameraman. Andreea. Gustă și tu. Ești graviduță. Dă-mi ea, Andreea. Îți place spara de la Marința? Compotul. Dublă doi. Iar salutăm prietenii. Păi da. Destul. Salutare, dragi prieteni. Salutare. Vine minuța. Vlogării. S-au strâns vlogării. Ne-am strâns. Noi suntem vecini, aceia suntem neamuri. Nu că ne-am strâns ca să fii de... Tata, ninge. Ninge, pe ce vrei să așteaptă vara? Așteaptă moșului ciunul cu Sania. Vară? Da. Ne-am strâns aici să mai degustăm și noi către un mori. Vrei și banane feliate? Uite, avem și banane de la Linuța. Banane. Ați pregătit Sania. Sania, da. Așteptăm să vină moșului ciun cu ea. Păi și cum facem? Îl dăm pe moșului ciun jos și plecăm pe ea. Copilor răi. Și noi o tură cu Sania și o dăm înapoi, nu o luăm de tot. De o singură tură. Florine, ce faci, mă? Florine, este pe Moș Crăciun. Cum deloc? Eu m-am îngrășat. Eu al anul ăsta îmi doresc de la Moș Crăciun să mă mănânc și eu cu Sania o tură. Înțelegi? Eu, anul ăsta, îmi doresc cadou să mă plimb cu Sania, să mă plimb în moșul. Se trage albinuța. Nu, albinuța, când vine moșul niciun cu Sania. Nu ai voie! Cum n-am voie? Dar eu asta îmi doresc. Știi de ce își dorește asta, Alina? Ca să ningă. Nu. Ca să fie el moșul. Să ia cadourile copiilor. Nu, iau cadourile copiilor. Fără cadouri. Vreau ca să fie eu moșul niciun anul ăsta. Să mă plimb cu Moș Crăciun, să împar cadourile la toți copiii. Da. Nu ai voie decât cometă. Și cum ai zis mami că mai se numește de nimeni? Rudolf. Rudolf și cometa. Atâta. Și tu ce vrei să-ți aduc cu Moș Crăciun, ai zis? Sunt mai mulți reni care nu știm noi numele lor. Nu știm doar deci, pe Rudolf și pe cometa. Papi și tata, dacă pune mâna pe Moș Crăciun, vai de barba lui. Nu vai de barba lui, noi avem o pretenție să ne plimbă cu Sania. Nu, da! N-aveți, dacă vă doriți să vă plimbați cu Sania, n-aveți voie dorința aceasta. De ce n-avem voie? Dacă noi asta ne dorim... Macar în spate. În spate, lângă cadouri. Intrăm și noi în sacul lui cu cadouri. Nu aveți voie deloc să vedeți. Nici pe Moș Crăciun, nici pe Moș Nicolae, nici pe nenii lui, nici pe spiritușilor, ci nici pe ei. Spiritușii stau acolo la Polul Nord să pregătească cadourile și el împarte cadouri la copii. Și seara de Crăciun noi vrem să ne plimbă și pe noi cu Sania. Asta e. Nu asta mai trebuie. Supărați, ați agitat-o de s-a roșit în dar nu trebuie deci... să se supără. M-a agitat de a mâncat toate banalele. Toate pe sistem nervos. Am mâncat Alina pe sistem nervos.
Și să pun altă dorință, Alinica. Schimbă-ți dorința. Păi de ce am trimis plicul? Alina, stai frumos la masă. Eu am făcut scrisoare, am trimis-o astăzi în poștă. Păi vorbim noi cu poștașul Marian și nu o să mai ajungă la Moș Crăciun. Să nu ducă scrisoare. Să nu ducă scrisoare. Păi, lasă că îmi doresc cu totul altceva, îi fac altă scrisoare și zic să-l pună pe aia. Să nu trebuie tu, pentru. Eu aș vrea să tăiem un măruț. Să-ți arăți tu ce ai cumpărat. Da. Eu n-am loc să filmez o tot asta. Hai să tăiem noi mărul. Nu! Nu cu cuțitul. Și cu ce? Vezi că papi nu știe, dacă nu vine la noi. V-ați cumpărat de magie. V-ați cumpărat de unele. Magie. Dar trebuie să te ajute papi. Ia să vină. Trebuie să iei un măr mai drept. Da, dar la mine vine pe parte dacă nu-i mărul de unul. Ia de lui bunicul tău, el știe. Nu. Ăsta e mărul de... Nu poate ea. Poate, da. Ajută-o, papi. Hai, Alina, hai. A zis că... Ajută-o, că nu poate. Ia, stai să te ajut eu. Nu poate ea, că e poate mică. Poate lucrez de da. Încercăm să o lucrăm. Adică ai, ce fain. Ia, stai. Hai, lasă așa, să vedem cum arată. Mai trebuie. Ia uitați. Ce magie a făcut Alina. Alinuța, da. O să devină mare bucătăreasă. Ca maică-sa. Mi-i place la bucătărie. Da. Vrei să devin bucătăreasă? Zi, care este dorința ta de a ajunge când ai fi tu mare? De la facultate de drept. Să fiu avocat. Aia, facultate de drept. I-am ghicit dorința. Avocată? Da. Trebuie să faci facultate de drept. Șase. Știi unde să fac bani? Ca avocat. La avocatură. Am nevoie de ce euro? Știe că noi toți țiganii suntem infractori. Nu suntem infractori. Să ne scape și pe noi. Nu. Deci știe ea. Ia să văd. Din magie mănânc și eu măr din ăsta. Ce bune. Ce faci, Alina? Alina? Cine-l văd? Cine... Te tai, Alina. Aia sunt capuțitul, Alina. Lămile aia. Na. Alina? De unde ai cumpărat asta? Am cumpărat-o. De unde să cumpăr și eu? De la metro. Cam și eu nevoie la bucătărie. Știi că eu sunt bucătar și fac mâncături și am nevoie. De la metro am cumpărat-o. Doar numai pentru mărie asta, tot da. Altele nu mai avea la ea. E și pentru castravete și pentru morcov. Nu este. Model. Alt model, altceva. Alt model, da. Păi pe internet care... N-am găsit și pentru ananas. Legume pentru toate ele. Ai găsit? Hai să încheiem vlogul. Alinuța. Prieteni, cam asta a fost cu vlogul. La ce să nu dați un mare, mare like și să vă abonați. La revedere. La cine? La mine. Papi, tu? Dragi prieteni, vă pupăm, nu uitați să vă abonați la canalele noastre de YouTube, Albinuța, doamna Ileana de la Strea și Papi de la Strea.